Bine v-am regăsit! Sunt doctorul Salina Mincu și astăzi vom vorbi despre bolile infecțioase respiratorii în timpul iernii. Pentru că suntem la Chicago și este în plină iarnă aici și fricul s-a așternut deja. Văd o mulțime de pacienți care vin cu simptome de genul febră, tuse, probleme de respirație și dureri în piept legate de tuse și de respirarea aerului rece. Este o epidemie de influență și aș vrea să fac un paralelism între gripă, deci influența, și celelalte boli virale respiratorii care sunt în același timp în această perioadă a anului și care dau aceste exacerbări de bronșite, bronșite astmatiforme și simptome de răceală. Deci, gripa propriu-zisă, gripa A și B, influența type A and B, este o formă relativ violentă care afectează mai ales persoanele cu debilități, persoanele care au diabet, care au insuficiențe renale, care suferă de probleme respiratorii cronice, fumători, persoane care primesc chimioterapie în prezent, de asemenea noi născuți și persoanele foarte în vârstă. Deci aceste persoane sunt cel mai afectate și poate să aibă un outcome, o prognozis foarte rău, o infecție cu virusul gripal. Gripa te lovește ca un camion. Vine dintr-o dată cu febră puternică, cu dureri musculare în general și după aia se instalează încetul cu încetul oboseală și transpirație și tuse și secreții mucoase din sinusuri sau bronșitice și celelalte simptome. Uneori poate să fie asociată sau nu cu probleme digestive de asemenea, dar ce o diferențiază de celelalte infecții respiratorii virale este că gripa e foarte bruscă, spre deosebire de ceea ce numim aici common cold, infecție virală respiratorie relativ foarte comună și care începe încetul cu încetul, cu ceva dureri musculare, cu ceva ridicare de temperatură, în câteva zile se acumulează la în manifestarea de coriză și de tuse și de bronșită finală și după aia încetul cu încetul se rezolvă spontan sau cu ajutor medical, cu ajutor de medicamente over the counter sau cu prescripție. Eu recomand pentru persoanele care au nevoie de vaccin pentru gripă, după cum am menționat mai devreme, persoanele cu debilități medicale să-și facă vaccinul de gripă. Dovadă că, după cum v-am spus, acum este o epidemie puternică de gripă în Chicago și mai ales persoanele care locuiesc aici le-aș sfătui. Și am să vă explic în clipul următor o misconcepție legată de vaccinul viral.